Autoritățile câmpinene s-au întâlnit astăzi pentru a discuta situația dezăpezirii din oraș. Conform acestora, nu a existat blocaje în trafic și nici zone cu probleme foarte mari. Operatorul care se ocupă de dezăpezire intervenind în majoritatea zonelor din localitate. Forțele și mijloacele destinate zăpezirii, care sunt la dispoziția primăriei, acționează pentru dezăpezire în zona centrală, dar și în cartiere, atât pe carosabil cât și pe trotuare. Se are în vedere accesul la spitale, la cabinetele medicale, la creșă, la pompieri, la unitățile care fac pâine și în zonele care sunt în pantă, drumurile care sunt în pantă. În schimb, reprezentanții primăriei roagă pe cetățeni să dea dovadă de spirit civic. Cetățenii, asociațiile de locatari și societățile comerciale au obligația să înlăture zăpada, gheața sau poleiul în dreptul, trotuarul din dreptul proprietății sau reședinței. Sunt și amenzi pentru persoane fizice între 500 și între 200 și 500 de lei, iar pentru persoane juridice între 1000 și 2000 de lei. De asemenea, mai există și obligația să nu împiedice forțele și mijloacele destinate de zăpezirii să execute această acțiune. În zilele ce vor urma, conform prognozelor meteo, în zona Câmpinei va fi lapoviță și ninsoare.